Dragostea nu are vârstă. Dacă mai aveți nevoie de încă o dovadă, o primiți de la Hunedoara, unde două suflete de vârsta a treia și-au jurat credință veșnică. El, 88 de ani, ea, 74. Spun însă că nu anii sunt importanți, ci sentimentele și sprijinul reciproc. Cetățene Ștefan Nicolae, de bună voie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeană Lungu Cornelia? Auzul nu mai e ca în tinerețe. Determinarea însă da. Și chiar dacă mai greu, răspunsul a venit ferm. Cetățeană Lungu Cornelia, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Ștefan Nicolae? Îl iau și l-am luat mai demult. Vă declar căsătoriți. Sunt împreună de 17 ani. Abia acum însă au decis să devină o familie cu acte în regulă. Ce vă place la mireasă? Trebuie pe femeie. Hai să convențuim, să ne ajutăm, să fim împreună până la adânci bătrâneță. La ceremonie și-au invitat copiii, nepoții și strănepoții. Am fost un pic șocat, așa cum să zic. Da, bine. Viață fericită și sănătate. Să mai trăiască, să se împace bine ca și până acum, să ne mai ajute și pe noi. Acum proaspeții însurăței se pregătesc de luna de miere. Am ajuns numai sărutat de ea, mi-am uitat de ea. Copii, cât e mult! După sărbătoarea pascală urmează și cununia religioasă. Miri să trăiască, miri să trăiască, la